Lucrurile mărețe se fac în șoaptă. E o chestiune simpatică, dar lucrurile mărețe noi observăm și în politică, la noi se fac în șoaptă. Când de fapt lucrurile în politică trebuie să stea altfel, ori trebuie să fie menajate nemijlocit altfel. Pentru că în politică nemijlocit este nevoie de transparență și voce. Lucru pe care noi astăzi în ediția emisiunii Bucătărie Politică vom tinde a aduce și condiment, și gust, și voce. Menajăm subiecte cu cineva la o valoare în care are ce spune și respectiv reprezintă un partid ce presupune o putere a oamenilor. Astăzi facem o bucătărie politică cu cineva care îl recunoașteți de la ecrane, da, este medic, da, este pediatru, dar astăzi îl prezentăm ca cel care se vrea acolo unde gravitația să-l tragă, în fotoliu de deputat, deci politician. Domnul Stratulat, candidat la acest exercițiu electoral, la acestui sezon parlamentar anticipate, Partidul Puterea Oamenilor. Bună ziua! Bună ziua! Și să facem un salut specific perioadei pandemice, care ne bucurăm cumva s-a și mai relaxat. De la halat alb, la politică și de la politică, tot politică, dar cu șorți de bucătărie. Cât de dezgătiți? Suntem rar. Dar dacă o fac, o fac așa, cu suflet. Avem un exercițiu foarte important acest an. Alegerile parlamentare unde oamenii așteaptă noi rezultate. Veniți cu o formațiune ce presupune prin titulatură și denumire Puterea Oamenilor. Ce ar presupune puterea partidului dumneavoastră pe care îl reprezentați, ținând cont că dumneavoastră nu este pentru dumneavoastră nu este o premieră implicarea și distracția în planul politic. De ce zic distracție? Pentru că am să zic ulterior. Da, deci nu este pentru prima dată, însă atunci cumva a fost o decizie forțată sau luată, cumva nu a fost gătită, da? Nu a fost gândită, nu a fost... După care, după acea experiență, am zis că nu mai fac parte din viața politică a țării, dar situația, și anume situația pandemică, m-a făcut să mă convinc că dacă o să așteptăm tot un viitor care tot cineva ne-l promite, da, unul bun, tot o să așteptăm și o să așteptăm și cred că o să văd și nepoții deja mari și nu o să mai ajungem să vedem acel viitor prosper pe care toți politicienii ne-l promit. Și acum am decis că o să fac parte dintr-un partid nou, un partid care nu a fost implicat în politic până acum, cu mici excepții, da, zicem eu și șeful de partid. Restul sunt oameni simpli, oameni din popor, dar oameni tineri, dar profesioniști, fiecare pe domeniul său de activitate, oamenii care vin din popor, da, vin din rândul oamenilor, care cunosc problemele. Nu cum cunosc guvernanții noștri. La noi, cumva, dacă ați observat, foarte mulți din guvernanți, da, își schimbă fotoliul dintr-un minister în altul sau dintr-o agenție în altă agenție, dintr-o instituție de stat în alta și cumva au pierdut legătura cu oamenii simpli și nu cunosc problemele care sunt între vedem între cât de bine problemele, de fapt, sunt omniprezente, nu de o zi, nu de două, nu de un an și nu de doi, dar avem decenii, avem aproape 3 decenii de independență. Vedem că starea lucrurilor mai puțin s-a schimbat în pofida eforturilor care se declară consolidate a formațiunilor care se lansează în ani electorali specifici. Rezultat, nici indicatori de performanță, doar mesaje și lozinci politice, cu regret pentru noi, pentru cei muritori de rând alegători ca mine, am să o și zic. Dar vreau să combinăm tangent la ceea ce vom și discuta cu și menajul nemijlocit culinar. Și între timp am să și vă provoc la discuții să vedem cât de bine capacitatea de multitasking funcționează la dumneavoastră. Medicină și politică. Avem câteva precedente anterioare unde oameni din medicină s-au implicat în politică și au ajuns prin vii. Dumneavoastră ați avut o experiență politică într-o formațiune pe care fiecare din noi o cunoaștem, nu o să-i dau eu nume pentru că nu vom face campanie și imagini nimănui, maxim domnului Stratulat astăzi. Așa, cum s-a primit ca după implicarea dumneavoastră în politică, într-un partid care părea promițător după ce s-a dus țarul, așa, și ulterior s-a fragmentat, ce v-a determinat să plecați de acolo și să pășiți într-o structură nouă, unde la sigur încă nu aveți o certitudine la indicatorul și procentul de electori pe care o să-i luați în acest exercițiu electoral. Da, ziceam că
acea experiență care a fost în cadrul alegerilor parlamentare din 2019, care ulterior, după alegeri, am decis că nu mai fac parte din viața politică. Ați fost constrâns? Deci eu am fost constrâns de circunstanțe ca să fac parte din, să merg în campanie electorală. Dacă țineți minte, tot în anul acela am făcut o postare spre două spitale municipale care ca scop aveau să interneze abuziv copiii ca să scoată cât mai mulți bani de la CNAV. Așa, da, ne aducem aminte. Și atunci m-am trezit a doua zi cu o presiune foarte mare din partea sistemului medical, atât din partea Universității de Medicină. Chiar a doua zi ex-rectorul Universității a făcut o adunare și a dat indicații clare ca doctorul Mihai Stratulat să fie scos din sistem. Ministra în exercițiu pe atunci a Sănătății, la fel, a dat indicații clare ca doctorul Mihai Stratulat să fie scos din sistem. Și atunci eu m-am trezit cu, în loc să văd un rezultat, o anchetă care o să ducă la bun sfârșit cele spuse de mine, da, și o să divulge acele momente, m-am trezit cu un sistem care pur și simplu s-a întors cu spatele și care, eu cred că toți cunoaștem în medicină ca și în armată, este o dedovcină, da? Doamne ferește, să mergi împotriva generalului sau împotriva capitanului, că atunci te trezești în afara sistemului. Și asta s-a întâmplat și atunci am decis că să continui doar prin niște postări de Facebook este insuficient și ar fi bine să fac unele schimbări, să încerc să fac unele schimbări undeva de mai de sus. Da? Pentru că de mai de sus schimbări. Ce instrumente, de fapt, de ce instrumente dispuneți acum și pe ce manete veți trage în contextul manifestării dumneavoastră în acest nou partid pe care l-ați coagulat cu un domn care vine din sistemul municipal, așa, care ne lasă să credem că și agenda dumneavoastră este mai mult focusată pe aceste chestiuni. Or? Deci, în cazul în care o să accedem în Parlament și o să devin deputat, o să merg, și clar că fiind medic o să fac parte din Comisia pentru Medicină și Protecție Socială, primul instrument o să forțăm ca în fruntea Ministerului Sănătății să avem un ministru integru, un ministru care care cunoaște problemele sistemului. O să-i punem pe masă agenda noastră politică. Noi avem un program politic la moment foarte bine dezvoltat. Acest program, partea de medicină în programul nostru politic a fost creat de către mine, știind în mare parte toate problemele din sistem. Și atunci noi o să încercăm să forțăm ca pe agenda ministerului să fie neapărat pus agenda noastră, programul nostru politic, și anume ceea ce ține de reforma sistemului medical. V-am văzut sloganul dumneavoastră pe platformele de socializare promovate acum în plină campanie electorală, unde vă declarați că pretindeți ați fi vocea copiilor în Parlament. Încercăm și este logic să legăm cu activitatea dumneavoastră de pediatru, dar ce mai presupune vocea copiilor în Parlament, ținând cont că focusul dumneavoastră rămâne a fi pe medicină? Da, chestia asta cumva a apărut involuntar pe timp de pandemie. Pe timp de pandemie am tot încercat să aduc mesaje către guvernul pe atunci existent și către Comisia Națională Extraordinară în Sănătate Publică, nu doar pe domeniul medical, ce ține de copii, dar și pe domeniul de educație. Chiar de la începutul verii, înainte de începerea anului școlar, am încercat să, studiind studiile care au apărut deja pe COVID, legate de copii, de transmiterea virusului. Atunci am încercat să le explic guvernanților noștri că copiii nu sunt din grupa de risc. Copiii transmit
foarte greu virusul de la copil la copil, deci procentul de transmitere este aproximativ de 0,1%, de la copil la adult este de 1%. Și ați fost cel promotor și ați încercat să lobați acel mesaj de a nu purta copiii măști în cadrul de a nu purta copiii măști, claselor, de a le permite să meargă la grădiniță, da, și am văzut și iarăși am făcut postări când am încercat să le arăt celor de la guvernare că ținând copiii acasă, da, noi cumva obligăm și părinții, unii din părinți rămân acasă și mulți au rămas fără serviciu. Uh-huh. Am văzut și cazuri când copiii au decedat fiind lăsați nesupravegheați acasă. Cine a căzut de la etaj, pe cine a căzut dulapul. Și cumva încercam să le spun că grădinițe ar fi bine să fie deschise pentru că nu prezintă absolut niciun risc, nici pentru copii și nici pentru educatori. După care tot am așteptat și chiar am promis la începutul verii că dacă la toamnă nu o să fie deschisă școlile, eu personal o să merg în fața guvernului și o să protestez. Și a fost chiar protestul la 1 septembrie. Am mers, cu toate că aveam o problemă de sănătate, dacă țineți minte, chiar în cărucior am mers în fața guvernului și au mai ieșit și unii părinți. Urma să mergem mai departe cu aceste proteste pentru a obține, și anume scopul nostru era să deschidem școli, să ne permitem măcar claselor primare, da, să meargă în mod obișnuit la școală, și nu online, și nu peste o zi, și nu peste o săptămână. Deci am făcut câteva acțiuni nu neapărat legate de medicină, de sănătatea lor. La fel am făcut și de medicină. A apărut la un moment dat un clip video făcut de către Ministerul Sănătății, cumva tot în ajunul deschiderii școlilor, date de deschidere, în care Ministerul Sănătății a încercat să sperie maximal posibil părinții cât de complicat este, se manifestă virusul la copii și uitați-vă ce se face în spitalul de boli infecțioase, cât copiii sunt internați și stau o perioadă îndelungată. Și atunci am criticat dur acest clip video, mai ales că el și-a fost și fabricat, deci registrările n-au fost din cadrul spitalului de boli infecțioase de copii, dar au fost luate din alte spitale. Cumva, în perioada asta pandemică, activitatea mea s-a axat nu doar pe medicină, dar, în general, s-a axat în a proteja copiii. Până a mai desfășura mecanismul de organizare a acțiunilor propuse prin implicarea dumneavoastră în politică, ați enunțat mai devreme, ați invocat subiecte ce ne duc la ceea ce presupune pandemia produsă de virusul SARS-CoV-2, ce produce infecția COVID-19. Un virus care ne-a ținut mai bine de un an jumate într-un stres fără precedent pentru Republica Moldova, aducându-ne aminte mai ales în perioada inițială, când a fost anunțată și declarată stare de urgență pe țară. Trecând peste aceste informații de desfășurare, să trecem la ceea ce ar însemna datele statistice promovate de către autorități. Ați fost cel care ați fost împotriva purtării măștilor la copii. Noi știm, copiii, da, manifestă fie asimptomatic această infecție, dar asta ar presupune că o pot duce acasă la părinți. Date zilnice am avut până nu demult, când rata de infectare a fost foarte crescută și numărul de cazuri noi era foarte și foarte ridicat. În opinia dumneavoastră, cât de fabricate au fost acele rezultate promovate la zi a cazurilor noi cu infecție COVID-19? Chiar la început de pandemie, când a apărut acest virus în China și apoi s-a răspândit în Italia, în Spania ulterior, eu ziceam că acest virus nu este periculos și nu este mai periculos ca virusul gripal. Din păcate, dacă ați observat, inițial acest virus care a apărut prin luna noiembrie, așa datele oficiale arătau, cu toate că el a existat un pic mai devreme, a coincis cu perioada sezonului virusului de gripă. Și dacă ați observat la început, se discuta și chiar pacienții vorbeau și doctorii vorbeau că acest virus atacă sistemul respirator, atacă plămânii și foarte mulți din pacienți tușau destul de agresiv. Ca ulterior, dacă să ne gândim cum a evoluat acest virus chiar în Republica Moldova și în alte țări după asta, când a venit luna martie, aprilie, mai, când deja virusul gripal dispare,
Deci pacienți care au tușit erau numărați pe deget. Autoritățile spuneau că anul acesta, grație purtării măștilor, noi nu am avut focare de gripă. Ar fi un mit sau iarăși o asociere cu interes mai mult politic? Virusul gripal este un virus sezonier, da? Și atunci când se încălzește afară, acest virus dispare. Grație purtării măștilor, noi am scăpat sau nu am permis unor virus să răspândească, pentru că virusul există atât timp cât există sursa, da? și răspândirea prin dacă noi cumva întrerupem contactul, da, și virusul nu se răspândește, atunci și virusul la un moment dat dispare. Acest virus inițial a fost, eu doar o singură chestie am spus și o spun acum în continuare, eu nu înțeleg de ce Organizația Mondială a Sănătății a interzis efectuarea autopsiilor celor care au decedat de COVID. Explicația dumneavoastră? Eu cred că a fost făcut intenționat. Din motiv? Din motiv că atâta timp cât medicii nu cunosc ce atacă, da, acest virus, care organ îl atacă, este complicat să tratez și mai ales că a coincis și cu virusul gripal și atunci consecințele sunt cu mult mai grave și impunerea apariției unui vaccin, da, este cu mult mai importantă, mai cerută. Eu cred că cumva... Am să le schimb și am să pun legume și aici. Continuați, vă gândiți. Eu cred că cumva și aceste companii care au... Da, vaccinul nu s-a lăsat mult așteptat, domnule Stratulat. Au fost supoziții, mesaje comunicate prin rețelele de socializare, precum că vaccinurile relativ nu ar fi cele cu efecte scontate și așteptate, luându-se în calcul intervalul de timp mic de realizare și nemijlocit trecerea către imunizare. Inițial așa a fost. Am trecut și noi la o etape deja evoluate de imunizare. Avem marșurile de vaccinare organizate de către Universitatea de Medicină și Farmacie, deja câteva. Vedem cozile kilometrice care vin la vaccinare ori la rapel nemijlocit. Vă mulțumesc mult! Care a fost poziția dumneavoastră față de vaccinuri? Și dacă, în primul rând, v-ați vaccinat? Eu personal nu m-am vaccinat, dar din start spun că s-a vaccinat soția, s-a vaccinat mama mea, s-a vaccinat sora, deci persoanele din împrejur sunt vaccinate. Eu nu m-am vaccinat dintr-un singur motiv, în primul rând, eu ca doctor sunt de firea că întotdeauna încerc să experimentez, da? Asta am făcut și pe timp de pandemie, imediat după ce am fost bolnav de COVID, am vrut să văd pe cât timp am anticorpii, am vrut să văd dacă având anticorpi pot să mă iau încă o dată acest virus să fac într-o formă mai ușoară, poate. Și am fost în contact, în periodic am fost în contact cu persoane bolnave de COVID. Și am vrut să mai încerc, în așa mod, am vrut să încerc încă o metodă de imunizare naturală, contactând cu persoane bolnave de COVID, având anticorpi, ambii anticorpi, IgG și IgM, luând câte o porție nouă de virus, da? Organismul continuă să formeze anticorpi, da? Și anume anticorpii astea IgM, care sunt de fază scurtă. Dar ce faceți în contextul în care ne ciocnim cu o nouă tulpină a acestui virus SARS-CoV-2? Și leg cu următoarea întrebare. Nu că ar părea dubios. Ne bucurăm de fapt că numărul de cazuri a scăzut, s-au relaxat și acele restricții comunicate de către autorități, dar observăm din momentul imediat de vaccinare, inițierea procesului de imunizare, foarte brusc au scăzut cazurile noi de infecție. Ar fi deja un produs al unei imunități dobândite pe alocuri în maniera în care dumneavoastră v-ați creat acel volum de anticorpi, ori ar fi ceva mai mult. Ori autoritatea cumva este implicată nemijlocit în desenarea rezultatelor statistice? Nu cred că autoritățile ar putea să facă acest lucru, totuși în lupta cu pandemie sunt implicați foarte multe persoane, inclusiv sunt implicați doctori. Dar la prima etapă, domnule Stratulat, oamenii erau sceptici și în fața vaccinului.
totodată numărul de cazuri drastic scădea. Cărui fapt atunci această scădere se datorează și atunci și acum spun, ca să scăpăm de un virus, da, care este este contagios, atunci noi fiind îmbolnăvim toți, da? Și facem acea imunitate colectivă de 70%, fie trebuie să ne vaccinăm. Să ne îmbolnăvim toți, cumva autoritățile au zis că nu este ok, nu este corect, pentru că virusul este ucigaș, da? Mai ales la început nu știam ce atacă, ca ulterior să aflăm că atacă vasele sangvine. Și în acest considerent eu spun că puteau fi salvate sute de mii de vieți, dacă din start prima persoană sau a doua persoană sau a treia persoană care a decedat de COVID îi se permitea să îi se facă autopsia, da? Și de la început aveam să știm că el atacă vasele sangvine, tratamentul și efortul doctorilor era cu totul altul. Și era țintit nu către sistemul respirator, da? Dar către sistemul de coagulare, către scoaterea inflamației pe vaselor sangvine. Ceea ce ulterior, când într-un final s-au găsit câțiva doctori care au decis că în pofida interzicilor de către Organizația Mondială a Sănătății de a face autopsii, au realizat aceste autopsii și ei primii au ieșit, dacă nu greșesc, că medici, fie britanici, fie din Rusia, au ieșit și au spus, oamenii buni, nu tratați sistemul respirator, tratați procesul inflamator din vasele sangvine. Și atunci noi am observat, chiar și cu toate că numărul de îmbolnăviri creștea, dar numărul de decese și numărul de persoane tratate creștea, iar numărul de decese scădea, pentru că deja doctorii știau cu ce se luptă. Toate restricțiile care au fost puse pe parcurs nu au permis ca noi să facem această imunitate colectivă prin îmbolnăvire, pentru că perioada asta a fost mult prea lungă, da? Noi știm că anticorpii, deci din ultimele studii, anticorpii durează aproximativ vreo 6 luni la cei care au fost bolnavi de COVID. Și atunci când... Dar în rândul celor care se vaccinează? Până când, la fel, a rămas perioada de 6 luni. Și asta ar însemna că anul viitor necesităm a ne mai administra un vaccin. Deci asta ar însemna că virusul COVID sau SARS-CoV-2 o să treacă ca și virusul gripal, o să fie un virus care o să fie în fiecare an și o să fim nevoiți să ne vaccinăm în fiecare an, da? Pentru că da, așa se întâmplă cu gripa. Chestiuni deja și știute, să ne expuneți cum ați perceput și care mereu a fost expunerea dumneavoastră la ceea ce înseamnă managementul pandemiei autorității. Noi mai facem față la un potențial val ulterior ca sistem, ca infrastructură. Chiar ieri am fost la o dezbatere și era un ex secretar de stat de la Ministerul Sănătății și la un moment dat dumneavoastră a spus că Republica Moldova astăzi este gata pentru un nou val de SARS-CoV-2. Dar când spunem gata, ce înseamnă? Păi asta am încercat și eu să o întreb ieri, zic că ok, și înainte de apariția virusului în Republica Moldova a ieșit ex-ministra Sănătății și a spus că noi suntem gata, da? Și ne-am dat seama că nu suntem pe departe gata. Deci a spus că noi avem echipament medical, noi avem infrastructură deja făcută, numai că cei de la Ministerul Sănătății, din păcate, nu înțeleg unele chestii. Faptul că noi avem echipament, dar nu avem persoane care să știe să folosească acest echipament, este o chestie. Da? Faptul că noi am făcut din 5 secții de reanimare și terapie intensivă pentru adulți, am mai făcut, având echipament, încă 5, eu dau un număr, da? Și avem 10, dar doctori avem doar pentru acele 5 secții, pentru că în aceste 5 secții lucrează doctori, dar ei nu sunt ateiști, nu sunt reanimatologi și nu sunt specialiști de terapie intensivă. Și cunosc, asta s-a întâmplat și în Republica Moldova și s-a întâmplat și în raioane și chiar în municipiul Chișinău, când, da, într-un spital este secția care clasic a fost secție de terapie intensivă, s-a mai făcut o astfel de secție. Dar doctorii tot sunau pe ăștia din prima secție și întrebau, băi, dar ce să facem, că nu merge tratamentul. Da? Și atunci tu poți să deschizi 10 secții de terapie intensivă, tu poți să dotezi cu 10 de aparate, dar dacă nu ai capacitatea resurselor umane de a gestiona aceste secții, nu poți să spui că ești gata. Da, noi suntem un pic mai pregătiți, da? Iarăși, din considerentul că știm deja ce să tratăm, noi știm ce atacă și care este tratamentul mai corect, iar protocoalele care inițial au fost realizate, între timp ele ar trebui să fie renoite, schimbate, da? Pentru că pe parcursul unui an
Mai apar unele chestii care îți permite să schimbi protocolul, să înțelegi că de la început el nu a fost făcut exact așa cum trebuie. Am înțeles, dar politică. Menajăm astăzi bucate, facem frigărui, jeratic, perioadă fierbinte înainte de alegerile parlamentare. Ce facem și care este strategia dumneavoastră pe termen mediu în contextul alternativ de pregătire la un potențial val pandemic? Noi acum trebuie să concentrăm toată atenția noastră pe medicina de familie. Când vorbiți voi, pentru că noi am observat că foarte mulți pacienți se tratau acasă și nu erau supravegheați absolut deloc, sub nicio formă, de către medicul de familie. Da? Ori eu am propus, chiar și timp de pandemie, acești pacienți care se tratează acasă, fără nicio supraveghere, ar fi bine, în cadrul centrului medicilor de familie, să fie realizate secții pentru pacienții COVID, în care acest pacient, măcar o dată la 3 zile, să vină să dea niște analize, o analiză generală de sânge, să dea coagulogramă, să vedem care este starea lui și să începem un tratament, poate la domiciliu. Să nu așteptăm când acești pacienți, doar pe paracetamol și antibiotici care au luat la greu, să se agraveze și atunci să meargă în spital, să se aglomerăm spitale, astfel încât doctorii din spitale să nu mai reușească să facă față. Deci eu acum aș merge... Foarte... Știați că voi conserva acum și temperatura jaraticului de acupunsare? Am auzit de acest lucru. Vorbiți. Am auzit de acest lucru. Și care ar fi explicația, că așa și n-am mai înțeles care explicația? Inițial vă expuneți dumneavoastră, ca să nu vă pierdeți gândul, ulterior vă zic eu. Deci, pentru a fi pregătiți pentru următorul val, noi acum trebuie să revizuim tot ce înseamnă tratamentul pacientului la domiciliu, astfel ca cât mai mulți pacienți să reușim să-i tratăm la domiciliu și mai puțin din ei să ajungă la spital. Da? Asta ar fi prima. Iarăși, ar fi bine să facem, dacă tot am deschis secții noi de ATI, sau vor fi deschise, că multe din ele au fost închise înapoi, să facem niște traininguri pentru alți doctori, da? Ceea ce înseamnă lucru într-o secție de reanimare și terapie intensivă. Pentru că dacă ea la un moment dat, ce au făcut autoritățile noastre? Au deschis la dispensarul dermatovenerologic, spital COVID. Și cum ar trebui medicii care sunt dermatologi să tratează o problemă care ține de vase? Nu avem capacități altele. Alternative, din care motiv probabil s-au organizat acum, așa. Și acum, cât este, la moment, este o perioadă de relaxare, ar fi bine ca doctorii să fie instruiți. Da? Noi astfel să ne pregătim pentru următorul val. Și în momentul în care o să apară următorul val, când o să vină tulpina asta indiană, da? Noi să avem cât mai... Dar credeți că va veni mai... acum, ținând cont că suntem în perioada estivală și oamenii călătoresc, circulă dintr-un colț al lumii în altul? Eu cred că o să vină, da? Nu cred că o să vină din India, dar o să vină din Rusia. Noi avem foarte mulți concetățeni acolo și care oricum o să vină mai devreme sau mai târziu acasă. Și această tulpină o să vină. Și atunci noi trebuie să fim pregătiți, să avem medici deja instruiți, medici... O să condimentați probabil înainte de a plasa frigăruiul la jeratic. Așa, puțin. Bine, o să vină, sperăm faptul că ne-am imunizat într-un volum specific deja destul de mare. Să o depășim mai ușor. Da, eu cred că o să depășim mai ușor din considerentul că, pe lângă faptul că suntem vaccinați, noi am fost, mare parte, mulți din noi bolnavi, da? Și plus vaccinul care se realizează, iarăși crește numărul de anticorpi și capacitatea organismului de a lupta chiar și cu o nouă tulpină și atunci, dacă reușim să vaccinăm cât mai multe populație, avem toate șansele ca această tulpină să treacă, da, într-o formă cu mult mai lejeră decât bine. Și mult mai ușor. Bine, revenim din mijlocii direct la politică. De ceea ce presupune partidul dumneavoastră? Care sunt așteptările pe care le aveți ca persoană, om politic pe care vă vedeți și doi, partidul nemijlocit? Unde vă vedeți după acest exercițiu electoral? Ce șanse vă dați? Este complicat acum să vorbim de șanse dintr-un simplu considerent, că noi am intrat în campanie, dar cu toții știm că este o luptă între două forțe politice și toată lupta se dă pe acest segment. Însă noi ne așteptăm că acele persoane care sunt indecise, acele persoane care nu mai au încredere nici într-un partid politic din Republica Moldova, care a fost până acum, să-i convingem pe ei să iasă la vot, pentru că foarte mulți cetățeni nu iasă la vot, din acest considerent, să-i convingem pe ei să iasă la vot și
să voteze pentru formațiunea noastră. Eu mizez și contez pe părinți, da, pe cei părinți care mă cunosc și știu că întotdeauna am luptat pentru dreptul la sănătatea copiilor și acum, timp de pandemie, am luptat și pentru dreptul la educație. O să vedem, este și pentru noi ca echipă, da, o echipă nouă formată, este un exercițiu în care o să înțelegem cât suntem noi de compatibili, da, cum putem să lucrăm în echipă, care din noi s-a străduit mai mult și care mai puțin. Plus, important este pentru noi să aducem mesajul. Dar care e procentul dumneavoastră, segmentul, procentul de electori care tindeți să-i absorbiți în această campanie? Deci cât credem noi că o să sulăm? Estimativ. Noi suntem foarte realiști, ne punem ca scop să luăm acele 5% care reprezintă pragul electoral, astfel încât la următoarele alegeri deja să creștem cu mult mai mult, pentru că o să fim vocali. Noi nu o să intrăm în Parlament doar să stăm, noi o să fim în primul rând vocali. Noi agenda noastră politică o să o punem pe masa fiecărui concurent electoral care o să fie la fel în Parlament și o să încercăm, o să le dăm și o să le propunem tuturor ministerilor să ia din agenda noastră politică. Să punem frigărul, eu zic, ca să și reușim timp cât mai și discutăm. Domnule Stratulat, atunci ați ceda ca partid în favoarea cuiva, ori ați îndemna electorii să voteze acei electori pe care dumneavoastră i-ați spus pe alocuri sunt mai indeciși, pe alocuri sunt nemulțumiți de natura și oamenii politici din anumite formațiuni și este în scenariul dumneavoastră de partid această opțiune ca în prag de alegeri să îndemnați să voteze pe ceia, pe X ori pe Y, pe formațiunea respectivă. S-a discutat acest lucru și în cadrul partidului. Iar noi am decis că acest lucru să nu o facem, pentru că dacă intri în campanie, vii la alegător și îi spui că uite ce vreau să schimb, îl convingi să te voteze și într-un final vii cu un mesaj, dar probabil că noi o să ne retragem. Deci, în primul rând, din acest punct, alegătorul nu o să-ți mai dea, votul. Da, aveți în altă rând să vă și retrageți? Nu. Deci noi din start, am spus că nu o să ne retragem, pentru că o să dezamăgim, în primul rând, pe cei care și-au dat votul de încredere nouă. Plus că noi niciodată nu o să știm care este numărul acela de alegători pe care am reușit să-l iubesc carne crudă. Eu am observat și cei care ne urmăresc, la fel, probabil au observat. Cât mai consumați carnea aceasta crudă, o să vă ocupați, vă rog, și de această frumoasă sticlă, care la sigur are un gust și mai simpatic. Am înțeles, domnule Stratulat, că nu cedați, mergeți până la urmă. Dar cui ați dat din cei implicați astăzi în politică și în campanie voturile? Cui ați dat din ei? Noi suntem orientați către... Bine, când nu mai există la noi orientare așa cum ar trebui să fie, dar așa cum este, suntem orientați pe centru-dreapta și atunci am cedat în fața unui partid pro-european. Foarte multe se declară pro-europene și dacă admitem în dialog vectorii de orientare nemijlocite, sunt suficiente și de această latură. Totuși cui? Pentru că deja ați expus, nu cedăm și nu le dăm. Dar cui totuși le-ați da dacă am merge pe opțiunea cederii votului? Deci cred că am merge pe opțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate. Cel puțin este un partid care mai insuflă încredere, chiar și în rândul nostru, a membrilor de partid. Având în echipă și oameni, și mulți oameni cinstiți și onești. Am înțeles, dar aici la noi se încing mirosurile și aromele. Așa. Organizarea anul acesta, vedem o campanie, cam spun eu, foarte și foarte agresivă, atât din punctul de vedere a afișajului, cât și din punctul de vedere a declarațiilor politice promovate de către candidații la fotoliul de deputat. Conform campaniei, într-o campanie electorală sunt câteva perioade și perioada în care o să apară, perioada care o să fie cea mai fierbinte este ultima săptămână din campanie, da?
Și eu cred că în acea săptămână noi o să vedem multe mai chestii. Mai multe fervercuri. Mai multe chestii. Dar oricum sunt cineva care undeva în viziunea dumneavoastră depășesc niște norme. E perioada de campanie și aveți libertatea să aduceți anumite declarații unde pe alocuri să vă favorizeze ca poziție, ca partid. Indiferent de formularea acestea. Eu întotdeauna am spus că nu îmi place atunci când un partid politic discreditează o persoană nu pe criterii, da, de mesaje intelectuale, dar pe tot felul de chestii, prin căutare în viața personală, de careva momente care au fost făcute. Deci nu-mi place atacul la persoană, nu-mi place când se merge în campanie și vrei să discreditezi un concurent electoral. Prin o agendă politică mai bună, prin discuții, prin tot felul de chestii care... Și aici nu-mi place cum acționează Partidul Pace, da? Observați că... Dar ce nu vă place? Nu v-a plăcut lansarea în campanie? Inclusiv și lansarea... Nu vă plac alte chestiuni distribuite? Ce anume nu vă place? Deci nu-mi place modul în care ei sunt în campanie. Dar le-ați dat șanse? Nu cred, nu cred. Practic eu consider așa că pe eșcherul drept, da, dacă să împărțim noi, o să treacă Partidul Acțiunii și Solidaritate și o să mai treacă încă un partid cu orientare. Eu cred că este foarte complicat, da, că au apărut mai mulți și atunci cumva concurența este mare. O să vedem deja în... Eu nu vreau să ghicesc, pentru că mine când mă întreabă pacienții, dar cum crezi, dar ce-ar fi asta? Da? Zic, haideți noi să dăm un set de analize și eu într-un final vin cu o diagnoză sigură, nu cu ce cred eu, pentru că eu cred la momentul 1, 2, 3, 4 și mai cred încă două chestii care, dacă vă le spun mai bine, să nu le auziți, da? Și haideți, trecem de asta și vedem. Încă un partid o să treacă. În medicină, cel mai bun tratament este prevenția. Probabil ar fi cazul deja această abordare să fie absorbită și în platforma de organizare a menajului politic. Dă să ciocnim această bunăciune inițial, pentru că taninurile deja le simt cel puțin, lucru care mă face să-l savurăm. Până aș încheia emisiunea și până se va și frige nemijlocit carnea care deja acolo dă savoare, vă zic mult succes în ceea ce vă propuneți să faceți. Și cu Doamne ajută, ne vedem după asta. Până atunci, multe partide au și fost, dar și noi au ajuns la acest exercițiu în lupta pentru procente nemijlocit care să le ofere posibilitatea de a face parte din următorul legislativ. Ce părere aveți dumneavoastră despre partidul, să zicem, a domnului Gligor, care iarăși o mișcare nouă, oameni tineri care se pronunță că au ce zice și au mecanisme de implementare și realizare a unor acțiuni care nu au fost făcute până acum. Ori au fost făcute foarte și foarte steril și sec. Alte partide, partide unioniste, vedem consolidări de blocuri, vedem Aurul în jurul cărora deja apar tot felul de mesaje și supoziții. Ian, dați-vă cu părerea, vă rog. Da, deci partidul domnului Gligor, la un moment dat, până a format partid, până a apărea pe șcherul politic, cumva estimam această persoană ca fiind un bun profesionist, într-adevăr cu dorință de a schimba, dar în momentul în care a intrat în campanie electorală a devenit destul de agresiv. Cumva începe să împartă lumea, ăștia-s buni, ăștia-s răi, ăștia-s de la partidul și el, ăștia-s de la partidul ăsta, cu ăștia nu vorbim. Ca mai apoi un pic să schimbe retorica, da? Dacă inițial ne vedeam că ăștia care au fost la Partidul Democrat mai că să fie alungați din țară, ori nu contează, toți, absolut, că sunt corecți, nu sunt corecți, să fie alungați. Ca mai apoi să vedem că, dar știți că la noi în partid o să mai intre niște primari de la PD, dar ei mititei au suferit din cauza că au fost impuși. Păi stai o leacă, ori este o verticalitate. Și mie asta nu-mi place în politicieni, când noi schimbăm, da, schimbăm lucrurile în dependență de doar pentru a obține voturi. Deci noi adică, este nu ar face bine ca domnul Gligor în cazul acesta să primească primari de la alte partide, da? Care pur și simplu s-au dezamăgit și tind oamenii să se asocieze cu cei unde văd viziunea. Este ok să îi primească. Dar când tu spui inițial, la început când ți-ai format partidul, spui că tu nu vrei să vezi pe nimeni care are legătură sau a avut legătură cu Partidul Democrat, da? În partidul tău și peste o săptămână
tu accepți primari din Partidul Democrat, da? Pentru că în primul rând ăștia o să aducă legători, da? Și tu ai, tu lărgești partidul tău, tu mergi deja și în regiunile Republicii Moldova. Și poate sunt și buni gospodari și foarte bine, dar nu merge atunci cu mesajul ăsta de la început. Știți, eu cumva am criticat și Partidul Acțiunii Solidaritate, care au, înainte de campanie din 2019, au spus că noi nu vom face coaliție cu Partidul Democrat, Socialiștii și Partidul Șor. Ca noi să vedem că după alegeri, totuși cu socialiștii... Facem o politică fără compromis, domnule. Socialiștii, ok, dar ar fi bine cumva să nu mergi mai întâi cu mesajul, să fii foarte bine gândite. Și inclusiv mesajul când îl expui, să te gândești și pe viitor, cum o să răsfrângă acest mesaj care îl spui acum. Da? De aceea, nu, eu văd și în partidul domnului Gligor, în primul rând eu o văd așa o oglindire a partidului Demnitate și Adevăr. Deci eu o văd... Și mai glumesc așa printre prieteni, zic că domnul Gligor cred că este ficiorul domnului Andrei Năstasă, da? Exact aceeași retorică, exact aceeași manieră, exact aceeași, nu știu, atitudine față de tot ce se întâmplă în... Și asta cumva ar trebui să-i dea de înțeles că Partidul Demnitate și Adevăr, prin atitudinea asta destul de răutăcioasă a domnului Andrei Năstasă, a ajuns unde a ajuns. Știți, noi am avut o emisiune anterior cu domnul Gligor și întrebarea i-a fost adresată clar dacă partidul dânsului este un partid satelit. Dânsul a negat acest fapt. Dar supozițiile se păstrează în spațiul public. Sigur, da. Și noi toți suntem de aceeași părere. Este satelitul, noi presupun și ne gândim că este satelitul Partidului Acțiunii și Solidaritate. Da? Iarăși, din ceea ce vedem, pentru că el cumva este făcut ca să înlocuiască Partidul Demnitate și Adevăr. Da, să preia, pentru că există exact aceeași retorică, exact aceeași... Și exact aceeași manieră, domnule Stratulat. Ați văzut în presă, cineva se expune că și partidul dumneavoastră este satelitul Partidului Democrat. Ce aveți să ne spuneți la asta? Cumva asta a apărut din cauza că eu personal am în campania din 2019 am participat din partea Partidului Democrat. Și domnul Ruslan Codreanu, care este șeful partidului nostru, a fost numit în funcție de primar interimar pe timpul guvernării Partidului Democrat. Asta face ca lumea să vorbească despre faptul că noi am fi un satelit. Eu cred că vorbile și faptele vorbesc pentru noi, deci... Dacă am fi fost cumva un partid satelit, am fi avut poate un buget mai mare, nu știu. Cine știe, asta nu ne spuneți. Păi eu pot să vă spun, bugetul nostru și personal eu este format din tot ce am donat noi. Eu personal am donat aproape 40.000 de lei. Cred că urmează să mai fac o donație micuță pentru că ne trebuie să plante. Dacă vedeți, facem toată campania pe online și municipiul Chișinău, domnul Ruslan Codreanu mai face. Nu suntem sateliți, nu avem nicio legătură la moment cu Partidul Democrat. Eu am plecat din campanie, puteam să rămân în continuare, puteam să particip la alegerile municipale din Chișinău. Dar care este dar relația dumneavoastră la ziua de azi cu Partidul Democrat? Nicio relație. Cu mici excepții, deja persoanele nu mai sunt în Partidul Democrat. Eu am avut paciență, precum am paciență în foarte multe partide, am avut și paciență din Partidul Democrat. De exemplu, nepotul domnului... Îi tratați de ce? E cu metaforă întrebarea mea. Tratați de ce? Eu cred că Partidul Democrat, din păcate, deja a venit timpul să plece, nu știu dacă o să mai poată ei să facă ceva. Este timpul oamenilor tineri, este timpul oamenilor noi să vină și să schimbi lucrurile în Republica Moldova, pentru că 30 de ani am tot așteptat. Așa. Dar cum se face atunci că dumneavoastră cam ați ieșit din formațiunea respectivă odată cam în zona respectivă cu plecarea domnului Plahotniuc? Am ieșit imediat cum s-a finalizat campania electorală. Pentru că ulterior eu am fost sunat și rugat să particip în campania municipală, am început Chișinău și am refuzat din start, am zis că eu am pus punct, exact după campania, am pus punct pe activitatea mea politică și asta a fost, am continuat mai departe să mă ocup de medicină, dar pandemia m-a convins, m-a făcut să revin înapoi în politică. După plecarea dumneavoastră, mai devreme, în început de emisiune, vă întrebam dacă
nu au fost constrângeri, presiuni, având precedente a unor oameni medici care s-au implicat în politică, ulterior au fost constrânși, ulterior am văzut mesaje aerisite de prin vii, de prin alte zone, că suntem bine, etc. Un moment la care cu toții ne-am expus, mai mult sau mai puțin. Dumneavoastră, în ce măsură timp în care v-ați manifestat activitatea de om politic, da? Ori ulterior propus om politic în cadrul partidului, nu ați fost constrâns în momentul în care v-ați decis să plecați? Deci, și activitatea dumneavoastră pe dimensiunea medicină, dacă a fost cumva influențată? Nu, deci eu în primul rând ca medic, chiar și când am participat în campanie în 2019 din partea Partidului Democrat, m-am bucurat de o atitudine destul de bună, prietenoasă, de față de restul membrilor a Partidului Democrat. Bine, nu vorbesc acum de persoanele de vârf, dar foarte mulți membri ai Partidului Democrat m-au stimat pe mine ca cetățean și ca medic. În momentul în care am decis să plec, foarte mulți au fost de acord cu faptul că ar fi bine să pleci, pentru că au observat că asta cumva, legătura mea cu Partidul Democrat la moment a fost... Ar fi bine să pleci? Cine a spus-o odată? Deci cu mai multe persoane, nu că ar fi bine, dar în momentul în care am anunțat că nu o să mai fac parte din... Mulți au fost de acord că este bine pentru mine, din punct de vedere a imaginii, da? Pentru că s-a observat imediat după campanie că imaginea mea a fost asociată foarte tare cu imaginea Partidului Democrat, care avea o imagine chiar bună la acel moment, și am avut de suferit ca imagine. Avem un exercițiu, la sigur urmează altele ulterior. Domnul Codreanu, va candida ulterior la funcția de edil al capitalei? Eu cred că da. Cel puțin asta, dacă noi nu o să fie de acord, noi ca membri ai partidului o să votăm ca să candideze, pentru că la noi în partid, deci toate deciziile se iau prin vot. Da, nimeni nu neagă faptul că președintele partidului are un cuvânt mai greu de spus, eu ca vicepreședinte pot și eu să mă expun, dar la noi se alege prin vot majoritar. Și atunci eu am să încerc, dacă dumneavoastră eu să refuz, am să încerc să conving membrii echipei ca să votăm ca domnul Codreanu să participe în calitate de la funcția de primar. Domnule Codreanu, iată, vorbim despre dumnealui. Domnule Stratulat, vedeți că într-o campanie electorală toate armele sunt bune. Și în mare parte, mai ales în perioada imediat apropiată de ziua alegerilor, mai ales atunci unde artileria grea este scoasă în câmp, în câmpul de luptă. Partenerii externi de dezvoltare, partenerii la propriu externi, ca să nu le dau calificativ, de fiecare dată au un cuvânt de spus, pe unde mai greu, pe unde mai puțin greu. În acest exercițiu electoral, în ce măsură credeți că se face loc de interpretare a implicării partenerilor externi ca imixtiune externă în treburile de curtea țării? Eu cred că lucrurile deja sunt clare. Și aici mă refer chiar și în 2019, da? Când a plecat Plahotniuc, când a plecat Șor. E clar că aici a fost, nu i-a convins oponenții politici, dar au fost mesaje dure din partea partenerilor externi, din partea Rusiei, din partea Statelor Unite, din partea Uniunii Europene. Asta, deci decizia lor comună, da? Sau înțelegerea lor a dus la plecarea unor personaje din Republica Moldova. Și nici de cum cei care acum se bat cu pumnul în piept... Dar influența de unde vine acum? Pentru că noi vedem cuvintele și mesajul, impunerea, mai ales în cadrul exercițiilor electorale, preelectorale, unde vine expertiza din extern și se impune. Cine aici este mai greu pe talerele care tind să fie echilibrate? Eu cred că Uniunea Europeană și Statele Unite acum, deci cumva au preluat ei estafeta, da? Pentru că vedem că Partidul Socialiștilor pierd teren și suport din partea Rusiei nu prea este. Și eu presupun că a fost o înțelegere la nivel mondial, da, între aceste trei forțe mari. Cumva înțelegerea a fost ca Rusia să nu se implice
intens, pentru că nu știm că Rusia are capacitatea și dacă are dorința o face și sunt și rezultate, dar vedem că nu prea se implică și atunci eu sunt de părerea că în campania asta electorală cumva mingea este de partea Uniunii Europene și Statelor Unite. Așa au decis. Foarte bine, ne apropiem cu pași mari și de finalul emisiunii noastre cu arome a subiectelor și dar și a cărnii pe care dumneavoastră acolo deja o întoarceți, o rotiți. Dați-ne un pronostic atunci pentru învingătorii acestui exercițiu electoral, ținând cont că deja, cu toate că este și o logică, expunând cine sunt giganții care lobează anumite mesaje, dar totuși, în opinia dumneavoastră, cine sunt primii trei care devin învingători în acest exercițiu electoral? Deci eu cred că pe partea stângă o să fie blocul socialiștilor și comuniștilor, pe partea dreaptă o să fie Partidul Acțiune și Solidaritate și cel mai probabil că o să avem încă un partid pe partea dreaptă și încă un partid inclus cu orientare centru-stânga. Care sunt ei este greu de spus, pentru că mai aproape, mai exact o să știm în ultima săptămână. Da? Acum în campanie lumea tot ăștia care sunt indeciși, pentru că toată lupta acum se dă pentru ăștia indeciși, da? Și cumva încă migrează. Astăzi s-ar gândi că ar vota cu partidul ăsta, mâine văd un alt mesaj din partea altui partid și cred că o să meargă în direcția aceea. Deci o să fie mult mai clar și cred eu că o să pot să mă expun și eu mai exact în ultima săptămână. Noi oricum mergem până la capăt, noi considerăm că avem șanse să luăm pragul electoral, pentru că noi avem un mesaj și avem un program politic destul de bun, după părerea mea. Cei ce țin de medicină personală, eu mă ocup de acest lucru, noi punem accentul pe educație, noi punem accentul pe sănătate, pentru că fără educație, sănătate, inclusiv suntem printre puținele partide care vorbim despre ecologie, da? Nu vedeți acum să vorbească cineva despre ei, doar Partidul Verde Ecologist. Rest, pe nimeni nu interesează că se defrișează pădurile, seacă bazinele acvatice. Eu cumva mă așteptam că pe pandemie, acum în programul electoral al tuturor partidelor o să fie despre medicină. Noi nu vedem acest lucru. Da? Se vorbește iarăși despre corupție, despre... Și schimb de replici și iarăși sperietorile, da? Că o să pierdem țara, că o să vină tankuri, că o să vină avioane din partea cealaltă. Deci noi am trăit permanent într-o stare de asta de a fi speriați, da? Cam asta a fost în acești 30 de ani în toate campaniile. Se speriau unii pe alții, electoratul unuia cu electoratul altuia. O să vedem. Deci noi avem alt mesaj. Foarte bine. La final chiar am să vă rog să vă expuneți ca mesajul pentru electorii dumneavoastră. Toți au schelete în dulapuri, indiscutabil. Și chiar și dumneavoastră anumite schelete, dacă aveți cumva prealabil acel simț că sunt pârghile care le vor scoate public. Ați avut, aveți în partid dosare desenate, dosare nedesenate, schele pe care mai bine spuneți-le azi în fața celor care și ne și privesc, ca ulterior, dacă apar în spațiu public, oamenii să știe, pentru că vor fi tentative. Din câte cunosc eu în partidul nostru, da? Mulți sunt persoane care au fost aduse de către domnul Ruslan Codreanu. Și de câte am discutat, deci lumea nu sunt persoane publice, da? Care sunt persoane, sunt juriști, sunt economiști, sunt antreprenori, sunt psihologi, persoane care în activitatea sa nu cred că aveau cum să încalce legislația Republica Moldova și să aibă dosare sau... Eu personal am lucrat într-una cinstit, eu personal am fost nevoit, da, și eu mi-am spus mie în felul următor, dacă rămân în Republica Moldova și dacă am posibilitatea, deci voi rămâne în Republica Moldova dacă am posibilitatea să-mi întrețin și familia în așa mod încât să nu refuzăm nimic. Da? Și atunci, pentru acest lucru, eu am lucrat și am fost momente când am lucrat în trei locuri odată. De exemplu, lucram făceam gărzi la Centrul Mamei și a Copilului, în secție de reanimare. Ziua eram lector la Universitatea de Medicină și făceam gărzi la un spital privat. Deci, practic, pe săptămână eu dormeam doar duminică, în rest ieșeam din gardă, mergeam să lucrez. Deci eu întotdeauna am lucrat, așa m-a învățat tatăl meu.
Nu am. Tot ce am obținut, absolut tot ce am obținut este absolut legal. Am o mașină mare, da, pentru că întotdeauna am dorit, dar trăiesc acum la moment într-un apartament foarte micuț, nici 50... Mașină mare, dar declarat cu cât? Știți, mișcarea aceasta care de obicei colegii de presă, mai ales în ultima perioadă, le lansează public. Pentru că uite ce mașină, dar o cotează la câteva mii de lei. Eu un timp am convins că cel mai bine e să cumpere o mașină nouă. Da, și să nu, da, o mașină nouă cât costă pentru politicieni? 10.000, 20.000 de lei? Nu, dar nu, mașină nouă pentru... nu, vă rog, este cu mult, este cu mult, carne, este cu mult mai scumpă. Eu m-am convins că trebuie, este mai convenabil și mai este mai bine să iei o mașină nouă. Și atunci mașina pe care o conduc eu este una nouă, luată din salon, luată în leasing, da? Pe un termen de 5 ani. Prețul este indicat în contractul de leasing. Deci să vrei să pui alt preț, trebuie să fii prost, să nu dai seama că cineva poate să verifice. Pot să vă dau un exemplu. În 2019, când am participat în campania electorală, am declarat de asta de avere, am declarat 3 automobile care le deține familia. Da? Dintre care un automobil până ziua de astăzi este înscris, le mai lăsăm, probabil. Da. Până ziua de astăzi este înscris după mine, însă el a fost vândut, dar n-am perfectat la un fin, da? Atunci când am declarat acest auto, ca să vă eschivați de la impozit. Nu e adevărat. Nu. Și până acum, deci acum finul a cumpărat o altă mașină de la mine și o vinde pe prima. Ambele stau încă înregistrate pe numele meu. Atunci am declarat acest automobil, nu găseam contractul de cumpărare-vânzare, să știu exact suma care am cumpărat-o, pentru că era vreo 3 ani. Am ieșit prin cunoștințe la arhivă ca să găsesc acel contract și spun exact suma cu care am cumpărat acel automobil, să nu pun că l-am cumpărat cu 10.000 de lei, și era în jur de 150.000 de lei prețul, dacă nu greșesc. Deci am declarat exact cu suma pe care l-am procurat. Eu am să înnoiesc puțin. Am înțeles, foarte bine, suntem pe final, domnule Stratulat. Uitați-vă la o cameră, luați și un pahar de vin, bocal de vin și aveți un prilej de a vă expune celor pe care îi îndemnați, la sigur, să vină la alegeri, să vină să voteze nemijlocit, cu toate la pachet. Stimați prieteni, stimați cetățeni, Partidul Puterea Oamenilor este un partid nou creat, un partid tânăr format din oameni tineri, dar profesioniști, fiecare pe domeniul său de activitate. Oameni care au decis la un moment dat să rămână aici în Republica Moldova, să formeze o familie, să crească copii și să-și asigure un viitor decent aici la ei acasă. Însă, pe parcursul acestor 30 de ani de când Republica Moldova este independentă, ne-am cam obosit să tot așteptăm acel viitor, am obosit ca drepturile noastre constituționale să fie încălcate și atunci noi, această comunitate de oameni care ne-am format și am creat Partidul Puterea Oamenilor, am decis să nu stăm deoparte, să mergem în Parlamentul Republicii Moldova și să apărăm drepturile noastre, drepturile noastre constituționale. Dreptul copiilor la educație, la învățământ, la sănătate mentală, dreptul părinților de a lucra aici, acasă, dreptul bunieilor noștri de a trăi aici și de a avea o pensie bună, dreptul businessului mic și mijlociu și agricultorilor mici și mijlocii de a exista, de a se crea și de a crește aici în Republica Moldova. Deci aia... Amin. Cu Doamne ajută! Cu Doamne ajută! Știm noi, de fapt, nici nu știu la care să mă uit, am să mă uit în centru, așa, mă prindă camerele. Știm noi, de fapt, că în politică deciziile mari se iau de un număr impar mai mic decât 3, dar domnul sau deputat propus ulterior și vedem ce face, am spus domnul medic, domnul Stratulat, și-a expus gândul și și-a justificat ceea cu ce vine. Deci, în contextul respectiv, scoatem opțiunea că deciziile se iau de un număr impar mai mic decât 3, pentru că aveți echipă. Echipa bucătăriei politice, băieții care stau în spatele camerelor și în spatele cortinelor, vă urează un parcurs fructuos în campanie și să fie așa cum v-ați creionat anticipat la rezultatele obținute. Ca ulterior să revenim la subiecte, să revenim la discuții,
și să ne focusăm pe mecanisme concrete de realizare a celor care nu sunt făcute sau sunt făcute undeva fisurat. Dar făcând abstracție la această chestiune, la mai mult și la mai mare. Dragi prieteni, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Până data viitoare! Deci vă doresc mult succes și nu știu cât e de mare acum colecția, dar sper că peste vreo 2-3 ani să ajungeți la o colecție și să fiți în rând cu Cricova, Milești și de-am încolo doar de la președinți de țară, doar de la președinți de parlament să fie colecția plină. Vă mulțumim foarte frumos, colecția da, la noi crește, probabil vom tinde mai crește valoarea nemijlocită a colecției. Nu este neapărat funcția celor care vor legitima un impact a unităților care vin în colecție. Pentru noi contează oamenii de valoare care sunt deschiși, au ce spune pentru societate și mai ales transparent în ceea ce fac astăzi. Toții, de fapt, am asistat la o discuție care presupune nu doar bucătărie politică în politică, dar le-am combinat cu multe și utile celor care ne privesc. Vă mulțumim foarte frumos! Și vă mulțumesc!